Foarte mulți psalmi al lui David. Așa încep, lăudați pe Domnul. Este mare lucru să poți să lauzi pe Domnul dintr-o inimă sinceră, dintr-o inimă curată. Într-o dimineață ca aceasta, să fii mulțumitor și plin de bucurie înaintea Domnului, este cel mai mare har. Pentru că Dumnezeu, spune Scriptura, se prezintă în mijlocul laudelor copiilor Săi. Și atunci când vorbim de jertfe care plac Domnului, Scriptura spune că o inimă mulțumitoare este o jertfă de miros plăcut Domnului. O inimă mulțumitoare. Atunci când putem să mulțumim lui Dumnezeu din toată inima, noi aducem o jertfă Domnului care place, care trece dincolo de tavanul acesta. S-ar putea să ne fi rugat de multă vreme noi în anumite cauze și Dumnezeu să ne asculte. Dar atunci când noi mulțumim lui Dumnezeu, n-avem noi toate comorile lumii și n-avem toate situațiile, poate că de multe ori pe care le-am fi dorit să le avem. În schimb, dacă suntem mulțumitori înaintea lui Dumnezeu, avem toate comorile. O inimă mulțumitoare în dimineața aceasta este o jertfă de miros plăcut Domnului. Să știți că se vede atunci când cântăm, cum lăudăm, cum ne închinăm, cum suntem de mulțumitori înaintea Domnului, cum reușim să ieșim din starea noastră de apatie, de apăsare, de poveri, cum reușim să aruncăm toate poverile asupra Domnului, ca Dumnezeu să ne aducă într-o dispoziție, într-o stare după voia Lui. Și îl glorificăm pentru dimineața aceasta. Iubiții mei, lauda Domnului în cântare, în poezie, în rugăciune, în mulțumire, în expresia feței, în ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu, se vede de la poștă, se vede de departe. Și doar lăudându-L pe Dumnezeu, am citit eu altă dată în Cartea Corintenilor, că privind la slava lui Dumnezeu, privind la lucrările lui Dumnezeu, participând la lucrările lui Dumnezeu, noi suntem schimbați din slavă în slavă, că noi suntem interesați de multe ori. Cum se produce această naștere din nou? Cum se produce această schimbare în om? Și vedem într-un eradicare, așa, dintr-o dată, când a fost de rău sau pornit spre patim sau așa mai departe, și dintr-o dată vine în casa Domnului, este cercetat, schimbat și transformat de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că nu se poate să fii martor lucrării lui Dumnezeu, să participi la lucrarea lui Dumnezeu, să privești la slava lui Dumnezeu și să nu fii transformat, să nu fii schimbat. Pentru că odinioară, când s-o coborât Moise de pe munte, spune că fața lui strălucea. Fața lui strălucea. De ce? Pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu. Pentru că a stat față în față cu Dumnezeu. Și nu se poate, și nu neapărat vrem ca și fețele noastre să strălucească. Deși este expresia lăuntrică. Expresia feței este starea noastră lăuntrică. Noi ne exprimăm prin fețele noastre starea noastră lăuntrică. Și atunci când avem pace cu Dumnezeu, când avem disponibilitate înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta emană, se manifestă, reiese din ființa noastră, se manifestă prin fețele noastre. Statul în prezența lui Dumnezeu. Pentru că noi chemăm prezența Domnului. Sigur că
dacă sunt doi sau trei, zice Scriptura că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Adică dacă doi sau trei se găsesc într-o biserică ca și aceasta a noastră, sincer, adică care se cheme din toată inima pe Dumnezeu, pentru aceea puțini, doi sau trei, El se prezintă în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, măriți să fie Domnul. Amin. Și începe lucrarea de schimbare, de transformare prin Duhul, prin cercetarea Duhului, prin prezența Domnului în mijlocul nostru. Și El schimbă starea noastră și mergem acasă plin de bucurie. Și mergem acasă plin de satisfacție pentru că ne-am întâlnit cu Domnul. Și lucrul acesta schimbă. Pentru că, sigur, nu toți avem aceeași stare și nu toți avem aceeași disponibilitate înaintea lui Dumnezeu. Dar sinceritatea noastră, împletită cu dorința noastră de schimbare, îl determină pe Dumnezeu prin Duhul să intre la lucru și să schimbe și să transforme atât viața noastră, inima noastră, care să se manifestă, să reflecteze prin fața noastră, prin fizionomia noastră, prin privirea noastră. Și lucrul acesta aduce, se propagă. Iubiții mei, și aceasta e dorința lui Dumnezeu, ca din aproape în aproape Duhul Domnului și lucrarea lui Dumnezeu să progreseze, să avanseze și să nască oameni mântuiți și pregătiți pentru ce? Pentru că trăim într-o lume care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și te duci la locul de muncă și recunosc oamenii. Băi, omule, ce sos întâmplat cu tine, că ești altfel, alt în valoare, altă emanație, altă fizionomie, altă schimbare, altă atitudine față de viață. Și dacă ești sincer și ai puterea de mărturisire și dacă ai primit pe Dumnezeu cât de cât în inima ta, o să le mărturisesc. Am fost la pocăiță, am fost la casa lui Dumnezeu și noi acolo ne întâlnim cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să cântăm, pentru că așa cum am zis, cântarea aduce stări înaintea lui Dumnezeu, stări de bucurie. Și vrem ca să ne rugăm pentru familiile noastre, așa cum îți și eu situația, doi copii, unul într-o parte, unul într-altul, mai avem unul cu noi, și trebuie să ne rugăm pentru familiile noastre ca Domnul să poarte de grijă, amin, ca Domnul să mântuiască, amin, și chiar dacă nu sunt cu noi, acolo unde sunt biserici, indiferent unde sunt. Sigur, mai sunt zone în lume unde nu sunt biserici, dar cel care a primit din darul lui Dumnezeu, care a primit sâmburile acestea din partea lui Dumnezeu, la caută. Ala nu se trezește duminica dimineața sau dorme până la 11. Și se scolă de dimineață și se gândește unde e casa Domnului. Pentru că nu poți fără, nu se poate fără. Cântăm Domnului.